Aplauze, zâmbete largi și mult entuziasm. Așa a arătat reacția elevilor după vizita polițiștilor de la Inspectoratul Județean de Poliție Argeș, care au mers astăzi în mai multe unități de învățământ pentru a desfășura activități informative cu privire la siguranța rutieră și prevenirea delicvenței juvenile, toate în cadrul programului Școala Altfel. Am înțeles că trebuie să respectăm indicatoarele care sunt pe stradă. E săptămâna dedicată Școlii Altfel și ne-am gândit să venim la copiii de la grădinița Micu Prinț, o să urmeze și alte unități școlare. Credem că le-am făcut o surpriză frumoasă. În primul rând că am avut discuții cu ei legate de felul în care circulă pe stradă. Ei sunt foarte receptivi, sunt niște copii minunați, generația de mâine. Am venit și cu colegii mei de la Acțiuni Speciale și cu cei de la Circulație. Nu vrem să-i reținem foarte mult pentru că ei sunt micuți și știți că mai au și altfel de probleme, însă ne bucurăm și mulțumim cadrelor didactice care ne-au primit în familia dumnealor. Micuții au putut fi pentru o zi polițiști. Îmbrăcați în veste cu semnele Poliției Române, visează că atunci când vor crește să poarte uniforme adevărate. Uniforma pe care o porți îți place? Da. Ce semnifică ea, știi? Poliția. Poliția Română. Din ce ți-au povestit polițiștii astăzi? Ce ai înțeles? Că poliția prinde hoții și bagă la închisoare. S-ar plăcea la un moment dat când vei crește să prinzi și tu hoți? Da. Uniforma pe care o porți astăzi îți place? Da. De ce îți place? Ce semnifică? Pentru că este scris și zice poliția. De departe însă atracția evenimentului a fost câinele polițist. I-a cucerit pe cei mici care au ținut rând pe rând să-l mângâie și să se fotografieze cu acesta. Cățelul îți place? Super! Da, de ce? Iubesc câini. Nu ți-e frică de el? Copiii iubesc foarte mult animalele, oamenii mari mai uită câteodată că au fost și copii, însă ei au fost foarte încântați și au făcut poze cu câinele nostru Tao. Este un câine neagresiv, altfel nu-l aduceam. Copiii au fost încântați, sunt bucuroși, sunt fericiți că alături de ei au sosit domnii de la poliție împreună cu mascații, împreună și cu câinele, care este un animal foarte îndrăgit de copii. Astăzi se încheie programul Școala Altfel. A fost ultima zi de activități extrașcolare. De luni, toți elevii vor intra în vacanța de primăvară.